O familie din comuna Slătioara a fost evacuată în urma alunecării de teren care a afectat și drumul comunal care face legătura cu Vaideeniul. Alți 150 de localnici care locuiesc în punctul Coasta Corbului așteaptă ca autoritățile să amenajeze un drum adiacent. Pământul a luat-o la vale joi dimineața în urma precipitațiilor din luna ianuarie. Drumul comunal care face legătura între Slătioara și Vaideeni s-a surpat pe o lungime de aproximativ 50 de metri, dar alunecarea de teren a afectat și structura de rezistență a unui imobil în care au locuit o bătrână de 85 de ani și fiul ei. Cei doi au fost evacuați aseară și cazați în fostul sediu al poștei Milostea. Alo! Uite, o cocoasă, uite! Nu poate ce aici, că s-a jupat pământul. Ba da, dar nu fă așa, acum e rău, rău! Ați mai vorbit vreodată așa ceva? E prima dată când văd la televizor. Unde stați, mai sus sau mai jos? Acum. A, deocamdată nu sunteți în pericol. E un pic. Mi-e frică, mie că... Trebuie să rezolve. E necesară pentru că sunt o... Câte familii sunt în sus, încolo? Sunt multe. Sunt multe, nu? Face legătura cu Vaideeni. Da, da. Sunt în jur de 40, să zic așa, eu știu. Și tot în câteva ore s-a făcut, nu? Nu știu, acum ora am auzit și eu. Mm-hmm. Nu știu exact să... Când și cum s-a întâmplat. Autoritățile nu au fonduri pentru a repara drumul, așa că oamenii care locuiesc în zona alunecării sunt nevoiți să ocolească prin pădure. După ce o comisie de specialiști din cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Vâlcea va evalua pagubele, prefectul de Vâlcea va solicita fonduri de la guvern pentru refacerea drumului calamitat. Sunt 60 de gospodării, din câte am înțeles, din primele date pe care le avem acum. Partea proastă este că acel drum nu se poate ajunge la gospodării respective, cele care sunt spre Vaideeni, doar dinspre Vaideeni, spre localitățile respective, cele care sunt în Slătioara, doar dinspre Slătioara, spre localități. Se lucrează la realizarea unui drum alternativ prin zăpadă, buldo excavatoare, ca să poată să asigure într-o perioadă scurtă de timp, până când se vor realiza amenajări tehnice, un drum de rezervă. Mai sunt câteva situații sesizate, dar pe inundații și urmează ca ele să fie evaluate și apoi să avem o ședință extraordinară în Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, urmând ca ulterior să întocmim și un proiect de hotărâre de guvern prin care, alături de Consiliul Județean Vâlcea, să solicităm sumele de bani stabilite ca urmare a evaluării. Probleme au fost semnalate în aceste zile și pe DN7, dar și pe drumul județean 654, care face legătura între Valea Cheii, Schitul Iezer și Schitul Pahomie. Joi, călugării de la Schitul Pahomie au rămas izolați din cauza stâncilor care au căzut pe drum.